Liderul Hamas, Mohammad Deif, ar fi fost ucis în urma atacului israelian din fâșia Gaza. Informația vine din surse militare care spun că ar fi fost una dintre cele 71 de victime ale atacului. Armata israeliană a confirmat că vizat era chiar Deif. Informația vine după ce presa israeliană a anunțat că printre cele 71 de victime produse în urma atacului israelian din fâșia Gaza s-ar afla și liderul aripii armate a mișcării palestiniene Hamas, Mohammad Deif. Mai mult, cele vehiculate ar fi fost confirmate și de sursele militare care cred că liderul Deif ar fi fost ucis în timpul atacului. Totodată aceștia au anunțat că acțiunea militară a lovit o zonă umanitară din centru fâșiei Gaza, însă armata israeliană susține că în zonă se aflau doar teroriști Hamas. Ulterior, armata israeliană a confirmat că atacul i-a vizat pe liderul Mohamed Deif, dar și pe liderul militar al Hamas, Rafa Salama, care sunt considerați cele două creiere ale masacrului din 7 octombrie. Cu toate acestea, forțele de apărare israeliene nu au precizat dacă cei doi au fost uciși sau nu. Alte surse spun că Deif se ascundea într-o clădire din zona umanitară aflată în centru fâșiei Gaza, însă nimeni nu ar fi confirmat prezența sa în acea clădire. Însă nimeni nu ar fi confirmat prezența sa în acea clădire. Ministerul Sănătății a anunțat că în urma atacului cel puțin în 71 de palestinieni au fost uciși, printre care s-au numărat și membrii ai Serviciului Civil de Urgență, iar peste 280 au fost răniți. Marturii spun că atacul a fost unul complet neașteptat. Deif a fost unul din cei care au pus la cale atacul Hamas din 7 octombrie asupra Israelului și care a declanșat războiul din Gaza. El a supraviețuit la șapte tentative de asasinat izraeliene și se află de zeci de ani în fruntea listei izraeliene cu cele mai căutate persoane.